Fete, bine v-am găsit la un nou episod de Free Fire și astăzi... Bă, gare, vă zice a postat flacără neagră. Ce? Care flacără? Flacără neagră. Aole, deci nu te cred că trebuie să fac chestia asta. Bun, deci în primul rând, băieți, vreau să știți că eu în niciun caz nu aș fi vrut să fac acest videoclip, de aceea nici nu l-am făcut până acum, dar pentru că s-au strâns foarte, foarte multe întrebări și chiar și prietenii mă întrebau, bă, Gabi, când răspunzi și tu la flacără neagră? Sau, bă, Gabi, ai văzut ce a postat flacără neagră? Bă, deci nu mai pot, deci mi-ați dat pagubă, deci mai bine nu mai joc, să moară Bibi dacă nu. Bă, deci mi-ați dat cu pagubă, băieți, deci fără nicio exagerare, am primit 10, sute de mesaje, bă, deci nu se poate așa ceva. Bun, astăzi, băieți, o să vorbim și despre chestia asta, dar puțin mai târziu, pentru că nu vreau să începem așa negativ din prima. În primul rând vreau să vă răspund la a doua întrebare, care e puțin mai ok și e doar pe joc, nu e și pe Messenger și peste tot, pe toate platformele pe unde sunt, până și pe TikTok am primit întrebări în acest moment. Bun, o să răspundem la a doua întrebare, care este, bă, Gabi, care e mai bun, scarul ăsta de la care s-a băgat nou sau scarul Titan? Bun, în primul rând, Titanul dă 2 retofai și 1 damage, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel. Iar ăsta dă 2 retofai și 1 damage. Doar că la Titan scade... what the aici? Ok, level 1 și level 7. Mă, mai stare că gen arată skill de foi, skill de level 1 și aici level 1, level 7. Doar că trebuie să dai diamante să l-ai așa, adică vreo 14k diamante, fără roata asta, adică dacă vă pică din prima, dați încă 14k, dacă nu mai dați și aici diamante ca să vă pice, ce să vezi, it's ok. Bun, și despre scăzut, băieți, la Titan scade două gloanțe, scade magazin, iar la ăsta scade reload speed, adică încarcă mai greu. Deci e cam la aceeași chestie, adică dacă dai de cineva care are scarul ăsta și tu să ai Titan, șansele egale, acum depinde cine dă capul mai repede și etc. Șansele se egale, retofaiul e la fel, damage-ul tot la fel. Deci, da, dar în schimb eu unul nu l-aș lua. Adică, uite, am dat și eu un schimb pentru că era cu 9 diamante și, na, adică, bă, oricine cred că a făcut chestia asta, că avea 9 diamante. Așa că am debifat chestiile astea și cu chestiile astea, pentru că nu trebuia. Și ghiciste, s-a învârtit, a ajuns la emo, la bam, 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 aici s-a oprit puțin și a ajuns aici și după aia a sărit la cauri. De ce? Nu m-a întrebat, it's ok, bun. Bun, și dacă intrăm aici, da, la arme, bam, îl vedem aici pe domnul Scărutu și are și emo domnul Scărutu ăsta, ce să vedeți, mă, băieți, ca la AK. Doar că mie nu prea îmi place, nu știu de ce, e pe roșu așa și mie nu prea îmi place pe roșu, mai bine prefer pe albastru, de aceea îmi place mai mult pe AK. Acum nu știu, spuneți-mi voi, bă, dar AK-ul ăsta, parcă și acum, chiar dacă l-am, bă, nu știu, arată prea șmecher, nu știu. Bă, în mod normal ar trebui să mă plictisesc destul de rapid de el, dar nu, adică nu m-am plictisit nicio secundă de AK-ul ăsta, nu știu, prea șmecher. Bun, și la level maxim arată și mai șmecher. Bun. Dar ca să fac maxim, mai trebuie încă 402 chestii de upgradat și dacă intrăm aici, bam, să le cumpăr între 4000 de diamante și da, nu o să bag 4000 de diamante să-l upgradez, dar dacă dăm aici, bam, cât am dat de la început și până la final, adică câte costă dacă vrei să-l faci de la level 1 până la level maxim, e valabil și cu scarul, te costă 14500 de diamante, deci pentru cei care vreți să-l luați scarul ăla, da, succes. Deci dacă luați de acolo gratis, să zic așa, deși nu cred că o să luați din primele spinuri, vă zic eu, adică e mare nebunie și cu roata asta, credeți-mă, adică trebuie să dai până la final ca să-ți pice. Dar să zicem așa că dacă îl iei, trebuie să dai 14500 de diamante să-l faci level maxim. Sau poți să deschizi cutii, care acele cutii, bă, băieții, nu prea sunt mare avantajoase. Uite, vedeți, cutiile astea vorbesc, dacă deschizi cutii, poate să-ți pice de la 10 până la 3. Da, ideea este că o cutie de asta costă undeva la 10 diamante și nu prea e combinația, adică poți să ieși minus grav, ok? Eu am făcut chestia asta la AK și am ieșit, după cum m-am socotit eu, cu vreo 100 de diamante în plus. Adică dacă le cumpăram normal, pierdeam 100 de diamante. Așa, dacă am deschis cutia, am câștigat mai mult, cu vreo 100 de diamante, deci nici aici nu-ți dă foarte multe, dar poți să ieși în pierdere urât. Deci eu zic să le cumpărați normal și cu asta v-ați să nu deschideți cutii, dar în fine, bun. Avem și un nou costum, băieți, care s-a băgat, dacă intrăm aici, bam, și dăm aici, îl avem pe băiatul ăsta, șmecher. Și ce să vedeți, băieții, băiatul acesta, șmecher, e și la Magic Cube, adică doar că pe altă culoare, dacă dăm aici, bam, și dăm bam, îl avem pe domnul Barosanu aici de față, care e pe altă culoare,
Și da, arată destul de șmecher, n-am ce să zic. Și pentru că n-aveam toate costumele de la incubator, adică dacă stăm să le luăm așa, îl luăm și pe ăsta și pe ăsta și pe ăsta și pe ăsta și pe ăsta. Acum l-am luat și pe ăsta, băieți, pentru că îmi place părul. Îl luăm și pe ăsta, pe astea două nu le-am. Ba nu, pe ăsta l-am, pe ăsta l-am. Pe ăsta nu l-am, pe ăsta nu l-am, pe ăsta nu l-am, dar nici nu-l vreau. Și da, restul nu prea le-am. Da, restul nu le-am. Nici nu-mi plac, sincer să fiu, nu-mi plac. Deci, bă, nu știu cum se face, dar eu le-am pe toate care îmi plac. Adică, nu știu. Ăsta, hai să zic, hai că nu-mi place, astea două. Ba da, ăsta e șmecher bluza, cât de cât. Ăsta îmi place. Ăsta îmi place, ăsta îmi place, toate le-am. Ăsta, hai că nu prea îmi place, ce să exagerez. Dar ăsta l-am luat azi, că aveam un Magic Cup și chiar îmi place, e șmecher. Și ăsta e șmecher, l-am luat. It's ok, bun. Mergem mai departe, bă, băieții, și pentru că s-a terminat și cu eventurile noi. Bine, mai avem pe aici 2-3, dar nu vreau să lungesc chiar așa de mult. Trebuie să vă povestesc ce s-a întâmplat cu Flacără Neagră și cu episodul acela. Dar hai să dăm și un clescoa pentru că o să mai iau acolo cu playerii și Doamne ajută să fiu mai ok. Să vă povestesc mai chill așa, ok? Deci dăm aici un solo la clescoad și revin din meci și o să încerc să vă povestesc cât mai în detaliu tot ce s-a întâmplat, ok? Bun. Te m-a băgat și mine în acest match de clas squad șmecher și bă, m-a băgat cu primul pes în echipă cu băieții șmecheri, mă, ăștia joacă la puncte. It's ok. Bun, mă, băieții, bă, de ce am dat un match la clas squad? Pentru că, pur și simplu, bă, nu mai aveam chef de rank, adică am jucat foarte mult rank, credeți-mă, am jucat până la 4-5 dimineața, am avut niște meciuri, nu știu cum să vă zic. În general, bă, unele au fost ușoare. Hai să-mi joc puțin mai încet cu tratare. Deci unele meciuri au fost ușoare, au fost easy să zic așa. Bă, la unele, adică la squad, nu știu dacă ați jucat squad, dar cred că majoritatea dintre voi jucați squad. Bă, la squad, deci nu joci la rang, joci la turnee, direct turnee, vreți să o mint, adică n-ai cum, e prea de tot la squad. Mai ales dacă nu e squad, eu unul, norocul meu a fost că am avut squad. Deși nu prea am jucat foarte mult cu ei, mai mult am jucat duo, am jucat și ceva solo, dar mai mult am maxat pe duo, bă, și a fost destul de bine, adică am urcat și pe 80 regional, o să mai urc și la puncte, normal, o să fac că o să termin și sezonul ăsta în Grandmaster. Și da, băieți, ce s-a întâmplat cu Flacără Neagră și ETC și cum a început totul și de ce a apărut un videoclip pe YouTube. Bun, în primul și în primul rând, după cum știți sau nu, eu am început să mă prietenesc în ultimul timp cu Flacără Neagră. Nu la modul că jucam zilnic sau ceva genul ăsta, ba chiar din contră, n-am jucat mai niciodată, cred. Nu știu dacă am jucat vreodată cu el la rank sau la rumă, știu că am jucat, dar nu să ne batem sau ceva genul ăsta să fie, pur și simplu când am făcut am fost forfan toate, pur și simplu. Bun, ce s-a întâmplat, eram cu Vipera la duo, la rank, pentru cei care nu știți cine este Vipera, este un prieten cu care mai joc eu mai de mult și are un telefon care e expirat cam de vreo 2 ani, așa, adică nu știu cum să vă zic, dar e prăpădit telefonul, aia vreau să zic, și are lag și e tăcât și nu prea poate să joace și na, înțelegeți voi. Bun, și am picat cu Flacără Neagră în match și cu un coleg de-al lui care nu-l cunoaște și nu vreau să bag în povestea asta pentru că nu are nicio legătură. El era Grandmaster, nu Flacără, colegul lui Flacără, el nu știu ce era în care, sincer, nu vreau să mă bag. Și pur și simplu am dat de ei în meci. Bun, Flacăr a murit, ca să înțelegeți chestia asta, nu cum a zis el că mi-a omorât el pe amândoi și etc. El a murit printre primii, nu știu când a murit, Vipera mi-a zis că a murit printre primii, eu nu l-am văzut când a murit. Și da, s-a terminat meci, am ajuns în finală, am făcut kill-uri și colegul lui Flacăr m-a omorât și pe mine și pe Vipera. Ok, Vipera avea două AVM-uri, s-a dus Vipera seara cu șolato, eu aveam, ce aveam, am avut lansatorul și am terminat glanțele, după aia a rămas cu AK-ul și m-a bătut și pe mine. It's ok, oricum l-a lăsat foarte low, nu mai știu, 12-13 de ăsta. Oricum mi-a părut foarte rău pentru că n-am avut armă de apropiere. Ok, m-am jucat cu lansatorul și am consumat glanțele pe penultimii playeri și am rămas cu el. Și oricum el a făcut doar două kill-uri pe noi, în rest n-a făcut niciun kill. Și de ce a zis Flacăr că m-a bătut? Că da, el a murit din prima, dar e ok. Bun, și după aia spre seara, așa, adică să nu vă gândiți că s-a întâmplat totul atunci. Spre seara i-a dat mesajul lui Radu, pentru că eu nu l-am la prietene, dar lui Radu eram în squad. Și i-a zis lui Radu dacă nu vrem să facem 4v4 sau ceva genul ăsta s-a întâmplat. Și am zis, bă, da, de ce nu, adică hai să facem. Un fel de war a zis el că facem, doar că nu facem pe mapă, facem între clanuri 4 vs 4 între clanuri, ok? Bă, și am zis, ok, na, eu știam că e băiat de treabă cât de cât și că nu e că Flacără vie sau ceva genul ăsta, în fine. Am făcut noi acolo room-ul, a zis că facem, să facem noi un room, adică eu să fac un room și el un room. Eu nu aveam room, așa că l-am pus pe Vipera să facă, a făcut Vipera și ne-am băgat eu, Radu, Vipera și încă un băiat.
Un băiat care era pe vremea în guild la mine. Apropo, băieți, pentru cei care vreți să intrați în guild, aveți Facebook-ul meu în descriere, dați acolo un mesaj și puteți să intrați, o să vă accept eu. Asta este ca să pot să vă bag și pe grupul de pe Messenger, ok? Să fim acolo cu toții. Poate jucăm la War-uri, la turnee, la habar n-am, nu știu, am multe planuri anul ăsta. Bun, continuăm povestea, băieți. Vipera nu era din clan, pentru că Vipera e în alt clan, este în 50 bani, ceva genul ăsta, 50 de bani sau ceva genul ăsta, sper să nu greșesc numele, ceva genul ăsta se numește clanul. Așa că și Flacăr și-a băgat altul care nu era de la el din clan, ok? Deci am fost 3 din același clan și unul random. Așa a fost și la noi și la el, bun. Am făcut prima dată, am făcut Vipera Rumul, adică am făcut noi Rumul, primul Rum. I-am bătut 7-1, da, 7-1. Și acea speech care a pus el la început și a zis, uite cum stau în casă, în primul rând, eu nu eram în casa aia. Puteți să vă uitați pe mine, 100% nu mă vedeți în casa aia. De ce s-au dus tot squad-ul meu în casă? Pentru că a vrut să mă lase solo versus squad. Eu le-am zis, bă, hai să facem chestia asta, hai să încerc, ok? Am făcut o nebunie, m-am dus, am dat la 2-2 capuri cu shotgun, dar dacă nu se poate chestia asta, nu era să vin sau ceva genul ăsta, am dat la 2-2 capuri cu shotgun cu 2 și după aia am murit, ok? Nu mai știu cine m-a omorât, habar n-am, nu mai știu, oricum între ei acolo. Și după aia băieții au coborât din casă. Oricum, chestia asta era inutilă, orică coborau mai devreme, orică coborau, în fine, asta a fost ca să zică că uite unde stă King Gabi în casă, what the fuck, uite cum joacă Gabi la turnee sau la rumuri sau etc, în fine, oricum, după aia a făcut ei rumul, doar că ce să vedeți, el n-a mai făcut rum normal, a făcut la Clash Squad și știți că este acolo metodă de a da la, să ai lansatoare, să ai papuși de aia de sari pe sus, să ai mai multe chestii, să ai vestă de 4, cască de 4, e nebunie, nu știu ce a pus modul ăla, pentru că eu primul rum n-am făcut la modul ăla, dar în fine, bă, stai așa că mă bate asta, viața mea, stai așa, așa în fine, să sperăm că îl și batem, viață! Stai așa viață că ți-am pus coadul. Sau cel puțin măcar 2. Aha, dacă nu schimbăm noi, chiar era perfect. Merge și așa, e ok. Bun, și după unde a rămas? A, da, după aia a pus modul ăla, nu mai știu exact cum se numește, Rush, nu mai știu cum se numește, nu știu, scrieți-mi voi în comentarii cum se numește, că eu am uitat. În fine, a pus modul ăla, de la el a ieșit un coleg, gen n-a mai fost 4 în squad, au fost doar 3, nu știu exact cine a ieșit. Și ei mi l-a dat afară pe Radu. De ce l-a dat afară pe Radu? Asta nu pot să-mi dau seama de ce l-a dat afară pe Radu, dar în fine, bun. Trecem peste chestia asta. Probabil am văzut că Radu a avut multe kill-uri la început și după aia l-a dat afară, în fine. Pentru cei care nu știți, mă băieți, cine este Radu? Radu este un prieten de-a meu cu care mai joc cu el. Și da, este copil. Are, nu știu, are 12 ani, face 13 ani, ceva genul ăsta. Vreo 13 ani, face 13 ani, cum mai are puțin și face 13 ani. Și are voce de copil. De ce l-a pus pe videoclipul lui? Nu pot să-mi dau seama, ca să vadă că, bă, Gabi joacă cu copii, ok, joc cu copii care sunt mai mici ca mine cu mulți ani, ok, Viper are 17 ani, dar Radu are 13, că, da, mie îmi place să joc cu ele, problema mea cu cine joc, ok? Bun, în fine, trecem și peste chestia asta, bă, băieți, dacă nu mai dați crin, am avut și glu, băieți, a terminat, bă, dar scoate-mă cu primul pes, ce fac, bă, ăștia? Da, e ok, merge și așa, oricum e 2-1, să sperăm că-i bate. Bun, l-a scos pe Radu, băieți, am dat acolo 3 versus 3. Și au zis și niște reguli, ok? La început au zis așa, bă, nu facem nimic, chiar dacă am pus modul ăsta, jucăm doar SG cu 2 și Deagle. Bun, am zis, bă, ok, facem chestia asta, jucăm doar SG cu 2 și Deagle. Bun, prima rundă ne-am luat Deagle, sau, nu, SG, cred că n-am luat SG sau Deagle, cred că Deagle, nu mai știu. A fost la Factory, parcă, sau nu mai știu unde, da, la Factory, mi-am luat Deagle, în fine, i-am bătut într-un final. După aia, a doua rundă, mi-au omorât squad-ul. Sau, nu, Viper a pus unul în ochi, a dat finish și a rămas eu cu Flacără și cu încă unul, i-am făcut pe amândoi. Și după aia a început nebunia, pentru că Flacără și-a luat cască de 4, ok? De ce și-a luat cască de 4? Nu pot să-mi dau seama, pentru că el a zis, bă, ne luăm doar vestă fără cască de 4. În fine, i-am dat un cap cu Deagle-ul, nu știu dacă știți sau nu, dar Deagle-ul, dacă ai cască de 4, îți lasă 1 HP la cască. Puteți să jucați modul ăla să vedeți. I-am dat 300 și ceva în cască și a rămas în 1 HP, chiar dacă era modul cu 200 HP, i-am dat 300, a rămas în 1 HP. Bă, și m-am enervat foarte tare, bă, frate, de ce să joci cu cască? Adică, bă, vezi că ți-e bătaie, ok, 2-0, bă, dar de ce să ții cască? De ce să faci chestia asta? În fine, bun. După aia Viper a început să-și ia papuși de ea.
Vipera, normal că spama, hai că mă lasă să sar geamă dacă... Pentru cei care nu știți, băieți, Vipera nu poate să joace la Romul. Eu trebuie să vă și demonstrez, ok? O să fac într-o zi 1v1 cu Vipera să vedeți cum joacă el gen la Romul. Pur și simplu nu poate să dea headshot. De ce? Pentru că are un telefon foarte rău și nu poate să-l ții ținte. Oricum, nici eu nu prea am înțeles care e treaba. E greu de înțeles, dar da, asta este. Are telefon rău și trebuie să-l înțelegem. În fine, bun, după aia băieții au început, nu, Viper a început să-și ia papul după aia, ok? Eu am continuat cu shotgun-ul, vestă de 4 și mi-am luat și cască, ok? Mi-am luat și cască pentru că am zis, bă, ok, dacă și ei și-au cască, de ce să nu le luăm și noi? Ne-am luat și noi cască, ne-am bătut acolo, după aia băieții și-au luat lansator, flacără, și-au luat toți lansator, am început și noi cu lansatorul, ne-am dat acolo, ne-am julit toți să moară Bibi, abia am bătut băieții, am bătut 7-6 și după aia văd clip pe YouTube, Gabi se par. Bă, nu știu de ce s-a folosit de chestiile care le-a făcut înainte. Bă, ok, am greșit, mi-am asumat. N-am mai făcut chestia aia. Dacă mai făceam, cred că mă vedeam pe toate grupurile, pe toate, în fine. Ideea este că nu înțeleg de ce s-a folosit de chestia asta. Bă, putea să zic că, bă, uite, am făcut 4v4 cu Gabi și, ok, au jucat urât sau ceva genul ăsta, dar nici măcar n-am jucat urât și chiar dacă jucam urât, să zicem că, nu știu, am jucat eu urât, am dat cu grenadă și n-am dat cu nicio grenadă și el a pus în click, a pus în titlu că am dat cu grenadă, dar Gabi n-a dat niciodată o grenadă, adică n-a dat niciodată o grenadă, am dat cu lansatorul pentru că a dat și ei și o dată sau de două ori am urât cu lansatorul, nu mai știu. Da, it's ok băieți, bă. Ideea este așa în mare, pentru că v-am zis, nu vreau să lungesc foarte mult, deși am lungit eu cam tot episodul, dar na, trebuia să vă explic ca să înțelegeți și voi cum a fost treaba. Bine, poate unii dintre voi n-ați înțeles și e tăcăm. Ideea este așa ca în mare, să zic așa, ideea este că nu contează cine câștigă la room și dacă vrea să arate ceva, putea să facă unul de unul. I-am zis, bă, de ce să dai 4 versus 4 când puteai să dai 2v2? Pentru că până la urmă noi când am dat la rank am dat eu cu Vipera versus voi doi și ne-ați bătut, ok, ne-ați bătut la rank. Bine, el nu m-a bătut că era colegul și mi-am explicat la început ce s-a întâmplat, dar puteai să dai 2v2 sau bă, dacă vrei să dovedești ceva, dai 1v1, dar el niciodată n-a vrut chestia asta. A stat o oră să-și aleagă playerii, a băgat playerii care a vrut el, mi l-a scos pe radu fără să mă întrebe. Păi ce fel de ori e ăsta? Nu știu, acum vă întreb și eu pe voi. Ce fel de ori e ăsta? Bine, evident că el pozează în victimă și e tăcă pentru că, na, are și videoclip și el a filmat, deși nici măcar nu mi-a zis, bă, Gabi, vezi că filmez, sau, bă, Gabi, vezi că pun pe YouTube, sau, bă, nu, eu n-am filmat, pentru că nu aveam de ce să filmez, bă, eu un rum la Caterinca, când vreau să filmez sau vreau să fac sketch-uri, fac, dar nu fac cu YouTuber sau cu e tăcă să pun pe YouTube, să fac vizualizări, să fac nu știu ce, ok, a prins clipul ăla, pentru că e logic, și eu acum dacă puneam mare titlu cum că flacără neagră nu știu ce mi-a făcut sau e tăcă. Puteam și eu să fac 5.000 de vizionări instant sau mai multe, dar bă, n-am de ce, pentru că nu vreau să mă folosesc de un alt YouTuber să cresc. Dacă vreau să cresc, cresc eu pentru că muncesc. Și decât să pui astfel de videoclipuri, el nu înțelege că îmi pune aceste videoclipuri și asta făceam și eu înainte, ok? Greșelile astea le făceam și eu înainte. Nu înțelege că dacă pune astfel de clipuri, mai mult se încurcă pe el, mai mult, cum să vă zic, mai mult se trage în jos pe el. Și eu că am făcut acest videoclip și am explicat ce s-a întâmplat, nici asta nu e ok, pentru că poate unii dintre voi nu înțelegeți, poate unii ține cu el, ok, să abonați. Și încă o chestie care este el pe videoclipul lui, ci că bă, cine ține cu Gabi să dea dislike și cine ține cu mine să dea like, ok, hai să fac și eu la clipul ăsta, cine ține cu mine să dea like și cine ține cu el dislike, adică bă, cum să pui la clipul tău, de ce n-ai pus invers, bă, cine ține cu Gabi să dea like, adică de ce n-ai pus invers, e logic că toată lumea dă like chiar dacă nu se uită la clip, până la urmă e clipul tău și sunt oameni care nici măcar nu le place și dă like, și așa sunt și eu, dacă intru acum pe YouTube îți era că ți-am dat like gen, pentru că așa sunt eu, la orice clip, bă, e muncit. Și nu fac de mult chestia asta, adică nu vă gândiți că mamă, Gabi, ce bun e Gabi sau e tăcă, nu, am fost și eu, am fost și Țepar, am fost și cel mai mare hater, am și înjurat playeri și e ok să înjuri playeri la modul că, nu știu, zice o înjurătură sau ceva genul ăsta, e ok, pentru că toată lumea a făcut chestia asta și nu cred că există player care să nu înjure măcar o dată un alt player că l-a omorât sau e tăcă. Dar bă, trebuie să fim puțin mai calculați și tu ai zis chestia asta, flacără, acum nu știu de ce ai pus acel videoclip și ce ai vrut să arăți prin acel videoclip, dar în niciun caz nu ai arătat cum joc eu. Dacă vrei să arăți cum joc eu, faci 1v1, nu faci astfel de clipuri, dar în fine, băieți, vreau să închidem aici subiectul, nu mai vreau să lungim foarte mult pentru că n-are niciun rost și se pare că și acest match s-a lungit destul de mult și băieții ăștia versul meu mare, aia, 2 slot deja, am înțeles. Renoc și mai e unul care, da, it's ok, s-a terminat și meciul, băieți, GG. Bun, bă, n-am mai jucat un meci de ăsta la Clash Squad de ceva vreme, de multă vreme. Pentru că m-am axat în ultimul timp pe rank, bă, și am urcat ceva la rank, dar în ultimul timp am băgat solo versus squad. De ce? Pentru că m-am enervat și v-am zis și înainte,
E ok să te enervezi la rank, e ok să te enervezi, e ok, dar până la urmă trebuie să înțelegem că e doar un joc și atât. Nu contează cine e mai bun. Și plus de asta, nici nu prea pot să joc cine știe ce pe telefon, deoarece m-am obișnuit cu laptopul și asta e cu tot o altă poveste și o să vorbim pe episodul de mâine. Da, băieți, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Ivan, pa de vedeți. Ciao!